Meteorologii au emis mai multe avertizări de cod galben și portocaliu de vijelie și grindină în toată țara. Județul Călăraș se află până la ora 22 sub avertizare meteo cod galben de vijelie. Astfel, local și temporar, se vor semna la intensificări ale vântului, vijelie, averse ce vor avea caracter torențial, frecvente descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. Se recomandă populației din zonele vizate de avertizări să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. De asemenea, în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, se face apel la cetățeni să nu traverseze râurile prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. În situația manifestării vântului puternic, populația să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasarea în zone cu copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.